Pe pacienți, bineînțeles că îi interesează dacă laserul îi ajută să mai scape de durere sau contează din acest punct de vedere, dacă mai elimină, mai reduce în grad. În principiu este aproape de zero dureros. Nu este, depinde bineînțeles de pragul de sensibilitate al fiecărui pacient. Dar se poate folosi și fără anestezie, cu siguranță fără anestezie, pentru că nu încălzește. Acel erbium nu produce o ablație caldă, cum se întâmplă în cazul frezelor sau în cazul unei fricțiuni mecanice între un instrument și un corp dur. Laserul vine practic și sparge, fiind la suprafață, nu produce acea încălzire, încingerea țesuturilor dentare și automat nu transmite căldură pulpei dentare, nu apare nici durere. Când vorbim de neodimium, într-adevăr încălzește, dar știut, folosit în siguranță și folosit cu bună știință, nu poate produce nici asta. Dar trebuie avut grijă atunci când se folosește, cum să se folosească și asta este o problemă. Și atunci niciuna din cele două îngimi de lunde nu sunt dureroase. De-aia tratăm cu succes caria dentară cu erbiumul, pentru că știu că mă apropii de camera pulpară și nu încălzește absolut deloc. Există și contraindicații pentru terapia cu laser în boala parodontală, pacienți care nu pot să beneficieze din anumite cauze de acest tip de tratament? Nu avem studii momentan care să contraindice tratamentul cu laserul la orice fel de pacient. Nu este nicio contraindicație cu laserul, poate precauție în ceea ce vorbim de, când vorbim de femeile însărcinate, pentru că unda ND este o undă care pătrunde destul de bine și atunci, din greșeală, se poate activa, se poate apăsa și poate să-i cauzeze fătului dacă e îndreptat spre burtă. Dar asta trebuie să fie cumva un accident foarte rar, îmi imaginez. Preferat să nu apelăm la astfel de tratamente pe perioada sarcinii.